Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Auviș de Elită. A trecut și meciul ăsta cu Pepsi. A fost un meci inegal, din păcate pentru noi. Un meci desfășurat într-o manieră, eu știu, lejeră de către oaspeți. Ați văzut și voi, diferența e mare de tot, deși nu ar trebui să fie așa. Ar trebui, dacă ești o echipă care ai pretenții să promovezi, ar trebui să fie o echipă care să pui probleme. Dar problemele n-au fost decât, eu știu, puse de către Iulian Roșu, atât. În rest, niciun jucător nu a contat, tot a fost un foc de paie. Nu o să comentez prea mult despre acest subiect, o să vorbesc despre celelalte subiecte ale zilei. Pe mine, sincer, nici nu m-a interesat această partidă, pentru că nu credeam în bazaconiile spuse de Burcă și de Frizeru, că avem un obiectiv Cupa României, deci nu se poate așa ceva, n-ai cum. În sistemul ăsta de grupe e greu ca o echipă surpriză să se impună, să iasă de acolo, decât printr-un bun la fantastic, dar nu cred așa ceva, pentru că e mult mai ușor să bați într-un meci. Ați văzut, dacă era să fi avut un tur preliminar, cum ar fi un tur eliminatoriu cu Craiova atunci, îi băteam probabil la penalti sau la prelungiri, cine știe, era posibil. I-am prins într-o formă nasoală și na, era posibil, foarte posibil. Dar cu Sepsi cum s-a prezentat echipa aseară, n-ai nicio șansă. S-a văzut clar diferența dintre Liga 1 și Liga 2. Deci suntem o echipă de Liga 2. E bine că sunt și de-a doua. Unii zic că nu suntem nici măcar de-a doua, suntem de-a treia. Noi ați văzut ce a spus și Florentin Petre. A spus că nu ar trebui să ne mai gândim la cai verzi pe pereți la promovări, că nu avem echipă pentru așa ceva. Da? Și sunt mai mulți care spun altceva, că chiar dacă am promovat prin absurd, să spunem că am reușit să promovăm, nu am avea valoare să ne menținem acolo, dar știți cum e treaba, se mai întâmplă multe lucruri atunci când promovezi. Îți mai apar câțiva jucători, eu știu, probabil că se umblă și la antrenor, cine știe, dacă ai reușit să promovezi, mă refer. Dar ați văzut, a spus Petre, unii spun că Petre e cel care a fost demis, zice el de noi și nu știu ce. Domnule, Florentin Petre, știe fotbal cât, eu știu, cât toată galeria aia pe CH, înțelegeți? Deci, omul știe și a văzut multe la viața lui, a spus că nu e clar, nu e echipă, n-ai valoare. S-a văzut aseară, domnule, clar, hai să nu mai ne mințim că am făcut 0-0 cu echipa de Liga 1, da, trecută cu aia cu Craiova, am prins pe aia fără antrenor, fără nimic, erau voi de mama lor, nici nu aveau de ce să joace, nu erau conectați deloc, era și primul meci, iau timp să revină. Probabil că o să revină, dar eu merg prost și în campionat, ați văzut. Cu Sepsi niciun caz nu ne putem compara, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat acolo. Bine, ce vreau să atrag atenția și ce m-a frapat pe mine timpul meciului de cu Sepsi? Păi mă uitam așa și nu știu, cred că am văzut 70 de minute, nu știu, vreo 70 de minute în care nimeni n-a făcut niciun dribbling, bre. Nu dribla nimeni, nu era un dribbling, nu vedea o fază spectaculoasă, ceva a ieșit din comun acolo. Știți cum e la fotbal? Dacă țineți minte voi, pac, mai făcea un lupu, mai făcea un dribbling, o mai ținea puțin pe loc, nu pasa, mai făcea, se mai întorcea, îl mai întorcea pe ăla de două ori, chiar dacă nu reușea să centreze, să-ți facă ceva la faza respectivă. Băi, mai erau faze de alea, mă, frumoase, mai luau unul minge, ați văzut cum a luat-o roșu, că asta, aici vreau să ajung. Cum a luat-o roșu mingea aia, la gol, și băi, frate, a vrut să dea la poartă și a făcut-o, s-a văzut, a luptat cu unul de acolo, pac, a trecut l-a evitat acolo, hai să spunem că nu l-a driblat, na, da, eu zic că a trecut de el acolo, n-a fost un dribbling. Și apoi șut. Deci, domnule, de asta ne uităm noi la fotbal, dar noi nu mai vedem așa ceva, dacă ați văzut, nici măcar ăștia, sexy ăștia, Pepsi, nici măcar ăștia nu prea mai făceau orice ceva, dacă ați văzut. Nici ei nu prea apelau la procedee de astea. Domnule, noi ne căcăm pe noi așa în fotbalul ăsta românesc, cu fotbalul ăsta tacticizat, să tacticizăm, să nu știu ce. Lasă-l dracu de tacticizat. Ai 2-3 puși talentați sau eu știu acolo câțiva jucători de nicuții, pui să le dai libertate, le dai încredere acolo să facă și ei. Ia-o, fă ceva, că până la urmă că tu ca antrenor de ei depinzi. Înțelegeți? Că și Ordănescu ce căcat făcea? Ținea toată echipa la apărare,
Și lăsa pe Hagi acolo să mai facă ceva și pe Dumitrescu să mai miște aia ceva. Dacă făceau aia ceva, o magie, gata. Le deam gol Argentina și nu ce mai făceam. Vă dau un exemplu așa. Na, era, nu pot să compar acum, nu pot să vorbesc. Erau cu o generație minunată. Deci ce făcea național acolo, ce jucători avea, era beton. Dar tacticizarea mergea până la Hagi. Hagi n-avea nicio legătură cu tactica cu alea, alea. Lăsa acolo să facă ce vrea mușchiul lui. Cam așa e treaba și la noi. Trebuie să mai lăsăm spectacolul să vină, să vedem fotbal, domnule, asta vrem să vedem. M-am uitat 70 de minute și zic, bă, să-mi bat picioare dacă a făcut unul vreo dribbling. Dacă a făcut vreunul vreo fază de aia să întoarcă, să caterincă, ceva, nu știu. Băi, e spectacol până la urmă, mă, fotbalul ăsta. Înțeleg, e sport, vrei rezultate sau nu știu ce, dar nu poți să joci ca la șah. N-ai cum. N-ai cum, e iurea. Joci așa, trebuie să lași puțin imaginația, să jucătorile să... Eu știu, să mai decid anumite partide. Nu. Mi se pare fotbalul românesc și nu numai la partida asta mă refer. Au fost multe și în campionat, dacă vă uitați. Dacă mă apuc acum la o partidă de asta de top să număr dribblingurile, câte dribblinguri sunt sau câte faze spectacol, să zicem că s-au reușit așa, care au fost în afara tacticii de joc și asta, foarte puține, foarte puține vezi. Deci le notezi, le numeri pe degete. Asta e treaba, noi vrem să vedem spectacol, fotbalul românesc s-a dus la vale și tocmai de aia s-a dus la vale, că nu mai sunt magicienii aia, nu mai... Jucătorii aia care ne încântă, nu au libertatea de mișcare, doamne, nu-i lasă ăștia să facă, nici ei nu au încredere. De una zi am asistat la o discuție, nu știu pe unde, pe la Play Sport, pe la băieții aia care... Eu i-am încurajat, e ok, e o emisiune despre Dinamo, e minunat, mie îmi place să aud emisiuni despre Dinamo, dar am văzut așa că venise ăla Hâldan și nu zicea nimica. Îl întreba ăsta, băi, dar cine l-a dat pe Reni, dar cine a făcut? Și el care era acolo și știa, nu, n-a știut, nu știe, nu. El nu zicea nimic, înțelegeți? Deci, și după aia vii și spui că nu știu ce ți-a făcut ăștia peluza și că tu bade zeul tău și că tu nu știu ce. Deci de astea, că FC Dinamo, că ăștia Dinamo din Liga 2 sunt din Liga 2, alții sunt Dinamo adevărat sau nu știu, toate prostiile. Doamne, nu prea îmi plac mie emisiunile astea, știți? Îmi plac emisiunile astea mai neconvenționale așa, deși în presa română nu apare așa ceva. Toți vor să nu se supere nimeni, să nu facă nimic, să nu-i dea judecăți. Doamne, trebuie să spui și niște lucruri, chiar dacă sunt niște lucruri care s-au auzit, nu ai date, că aici nu se... Te dă judecată și s-a închis. Și ce? Te duci acolo și spui, da, domnule, care e problema? S-a auzit, uite, vă spun unde s-a auzit, la aia, la aia, la aia. Am zis și eu ce s-a auzit. Sau puteai să spui acolo să dai niște răspunsuri, pentru că tu chiar erai acolo, unul care ai fost implicat și știi. Și fanii ca merită să știe că și-au bătut așa joc de ei de... I-a jumulit de bani de nu mai știu cum îi cheam. Înțelegeți? Cam asta e problema. Și vinovații... Sunt bine mersi, au blocuri, au tot felul de chestii și sunt eroi, înțelegeți? Și Dinamo este în B. Deci, cam asta e problema, numărul 1. La emisiunea asta de sport, nimic nu se spune. Deci toată, și de-aia zic eu, la emisiunea asta, la Play Sport, ăsta era criticat băiatul ăsta, Amzar, că s-a dus să joace un campionat pe sintetic, sau nu știu unde a jucat el, nu știu ce. Băi, frate, ții minte pe Zicu, bre. Pe cine vrei să mai... Vorbesc de unul care, uite, Zicu. Fotbal, pare că ăsta știu eu, l-am văzut prin Constanța, de noi. Tu ne veneai și juca, dom'le, când era, juca pe plajă, juca pe astea. Ronaldinho. Nu știu care jucător brazilian, tot așa. Un jucător brazilian ce și-a luat liber de la echipa de club, dar nu mai știu cu la ce echipă juca. Parcă Ronaldinho, de la Barcelona. Când juca la Barcelona. Și că, bă, dispărut, nu știu ce. Plecase cu ăla, cu Hulk, mi se pare. Cu Hulk plecaseră la un concurs pe acolo, la Copacabana, acolo la fotbal pe plajă. Dom'le, e, fotbalul e o plăcere, dom'le, de a juca, e o bucurie, dom'le. Dar ăștia nu văd ca pe meserie și mie ca pe meserie de asta ingrată, știți? E o meserie de aia care te duci la slujbă, ajungi acolo și... Îți faci jobul, încerci să ți-l faci și cât mai bine. Tu ești așa, ai ceva talent, știi cu ce se mănâncă jobul tău, înțelegi? Dar nu ești așa pătimaș să pui suflet sale alea. Te duci, faci jobul și pleci, înțelegi?
Și plec. Și asta a fost toată treaba. Ești pe o poartă și nu mai știi nimic. Nu mai te interesează nimic de jobul ăla și nu știu. Deci asta este un job pentru supraviețuire. Deci eu, mie nu-mi place chestia asta. Fotbalul eu îl consider altfel. Înțelegeți? Și uite, eu acum nu că îl încurajez pe Amzar să-și jupă picioarele pe sintetic. Că da, într-adevăr, e fotbalist și trebuie să se protejeze. Că acolo vine un țăran și îți dă una la joale și așa mai departe. Dar știți cum e treaba? Degeaba te pozești așa, că dacă e să se întâmple, se întâmplă. Și mai e încă o chestie, dacă nu jucăm așa din plăcere, deci omul are plăcere, doamne, de aia joacă, de iubire, iubește fotbalul, doamne, asta e. Și nu pot să-l condamn pe Anzar că a jucat el pe sintetic, cum luase rea la Perpulis, bă, nenorocit, nu se gânde, e un tânăr, bă, a plecat Ronaldinho, deci de care vorbim, a plecat Ronaldinho, s-a urcat în avion și ea de la Barça nu mai găseau. Ții minte că a fost cu ani de zile, dacă cei care îți urmăresc așa chibiții sportului își amintesc. Nu-l găseau ăștia, erau în panică, ce-o fi, și el era pe acolo, pe la Copacabana, își luase liber. Vrea să joace cu băieții, avea meci cu băieții, avea echipă cu ăștia. Și dracu, dacă lui îi place fotbalul. Și a zis cum joacă și meciurile alea, când ea toți descrâșneau dinții și le crăpau căpățânile, îi vedea așa cu venele alea pe tâmple, terminați, gândeau orice fază, sau uleau când dădea o pasă, să nu cumva să decidă meciul, să... Și el a zis cu câtă relaxare, cu zâmbetul ăla pe buze și juca. Păi asta înseamnă fotbal, mă. Și asta vrem să vedem, nu știu. Eu așa vreau să văd jucători de ăștia așa și un antrenor care să-i facă pe jucători să le placă, să vină de plăcere, să pună osul ăla, să joace. Asta înseamnă din adâncul inimii, să joace așa, să-ți placă fotbalul, să joci. Să zici, bă, joc pentru Dinamo. Până la urmă, dacă vă gândiți, Amzar se zicea să joace într-un turneu de ăla de pe Bitum acolo sau pe nu știu ce, care era pentru prietenii lui, nu? Sau ăla Ronaldinho, ce crezi, câștiga el, cine știe ce bani? Poate se puneau sume de bani pe acolo, dar pentru el era un nimic, vă dați seama la ce salarii avea el și ce asta, practic se risca pentru un căcat, pentru niște fimituri, că nici nu se agita el să ia banii aia, că jucau ea pe bani. Puneau ea bani, vă spun eu că nu, la alea pe plajă, la campionatele aia, Copacabana și la nu știu ce, se pun bani. Se pun bani la campionatele pe plajă în România, în Constanța, Mamaia, când jucam noi, se punea banii acolo și juca fiecare și erau sume mari. Da, erau sume mari pentru noi, oameni de rând, dar pentru Ronaldinho, vă dați seama. Cam asta e treaba. Fotbal ar trebui jucat din inimă, asta e problema. Și ați văzut că se joacă cam chinuit. Și la noi, cel puțin, așa se joacă, dacă ați văzut, bătrânește. Face progresia aia, luburcă, pac, pac. Dacă ați observat, o știți toți. Fundașul central recuperează, pasează la celălalt fundaș central, ăla o dă la lateral, ăla fundașul lateral încearcă pe extrema stângă să o dea acolo sau pe dreapta, da? Ăla i-o dă înapoi și tot așa mingea se întoarce, încearcă și în centru puțin, dar ăla din centru nu riscă deloc și o pasează înapoi la fundașul central. Și tot așa, o progresie de asta, încercăm să ajungem cât mai aproape de careu și vedem ce facem de acum încolo. Și ați văzut că dacă ai un jucător care iese din tipar, cum a fost ăla roșu ăla de s-a... A început ăla să se ambiționeze și să se înfipt ăla în ei... Băiatul a ocupat o poziție mai avansată decât de obicei. El juca închizător. Deci el juca în fața apărării. Și acum, bine, a fost și scorul de așa natură și s-a dus în față. A avut o poziție cum ar fi fost în spatele vârfului, ceva de genul. Deci un mijlocaș central de ăsta de coordonare, cum era numărul 10 pe vremuri. Așa mi s-a părut că a jucat și... Cât a jucat el acolo? Că n-a jucat prea mult, dar a ieșit în evidență foarte tare. Deci el a fost singurul care a ieșit în evidență din echipa noastră. Și din echipa lui el, deci Sepsis s-a impus datorită unei valori omogene a lotului. A avut un lot superior valoric și a văzut, a construit, a păstrat posesie, a știut să preseze când a vrut. Să zicem să rămână, că ăștia spun că ne mai dădeau dacă vroiau, dacă n-au mai vrut. Eu zic că au mai vrut, dar n-au mai putut. Au forțat la, dacă ați observat, la 1-0 au intrat la pauză cu 1-0, n-au mai riscat. Deci în finalul primei reprize nu prea s-a mai aventurat așa să ne domine sau ceva. Dar când a ieșit de la cabine, până ne-a dat golul 2, nu ne-a lăsat. De 7 minute ne-a lăsat, sau cât a fost? 12-13 minute ne-a tăvălit. Da? Că până 57 s-a dat golul. Deci vreo 12-13 minute ne-a învârtit pe acolo, nu ne-a lăsat. Până ne-a dat golul, nu ne-a lăsat. Și ne-a dat gol 2-0 și după aia s-au culcat purechii, s-au întins acolo. Și a venit Roșu care a făcut faza aia. Bine, primul gol a fost Bulan. Fantastic, bombastic. Și al doilea, na. A fost un gol foarte frumos, muncit, Dumnezeu l-a ajutat, a fost ok, totul frumos. Dom'le, cam asta vrem să vedem. Cam asta vrem să vedem. Să vedem acum cu Dumbrăvița asta. Dar mi-e teamă că băiatul ăsta roșu care a zis ce tupeu are și asta, va fi de cupă bancă din nou. Ar trebui să joace, eu așa spun. Și are loc, lejer.
Măcar dacă îl ții pe ăla, pe Neluz roșu, pe tu, și îl bași pe ăsta. Dar lași puțin mai ofensiv, nu-l bași pe defensiv. Că fiecare om are rolul lui. Mi-a plăcut, a fost, a interpretat o partitură bună și s-a văzut tupeu și tehnică pe el și ambiție. Mie îmi plac jucătorii ăștia, clar. Vom vedea ce se va întâmpla. Avem meci cu Dumbrăvița, e greu, e nasol, e nasol dacă nu batem. Dumbrăvița aia e cu o echipă de asta, imprevizibilă. Nu au nici nimic de pierdut, vin la fătui măsa. Nasol, nasol, pentru că noi ne chinim, dacă ați observat, ne jucăm mai bine dacă ați observat, când adversarul e mai bun. Când adversarul e mai bun și vrea și atacă și nu știu ce, mai jucăm și noi. Dar când adversarul e unul de ăsta care se închide în apărare acolo și la la la, nasol, nasol, nasol. Nu prea poate să desfacă, nu prea știe Burcă cum să desfacă treaba. Dom'le, la ora actuală ce avem acolo, avem pe ea, pe spanioli a doi care sunt cu certitudine niște jucători constanți, buni, buni. Nu extraordinar, dar buni. La Rusea și cu ăla, cu Iglesias, da? Și în rest îl avem pe ăsta, pe Iulian Roșu, care, uite, n-a fost folosit prea mult și trebuia să fie băgat așa, și Neluz Roșu. Eu așa văd ăștia centralii care ar trebui să fie pe teren, vrei, nu vrei să fie pe teren. În ceea ce îl privește pe Ghezalie, v-am zis că nu, asta nu e, fotbalist de Liga 5-a și la revedere. Vreau să vă amintesc faza aia, nu știu dacă ați văzut-o cu Bena, nu știu dacă ați reținut-o. A fost în repriza a doua, a fost și i-a venit o minge și el era cu spatele, nu știu cum, a vrut să se întoarcă, să o protejeze, nu știu ce să facă, i-a venit de sus și i-a căzut pe picioare și după aia a sărit în bot. A fost un carambol așa, simpatic, și după aia a sărit din el, s-a dus de ampulea. Dom'le, e un jucător care nu are loc. N-are loc. Hai să fim serioși. Uite, Jaffer crește, da, Jaffer crește. Chiar l-a remarcat așa la niște deposedări bune. A avut o evoluție bună, eu așa îl văd. E un jucător țapăn. Dacă crește acolo lângă Patrick, lângă Patrick e ok. Dar ăsta Bena, ăsta nu. Mai bine să trage de Dudea sau de altceva, de alt fundaș, ca să facem un ieri și de al nostru. Ăsta vine din Liga 5, domnule, e clar, e din Liga 5. Așa, altceva ce am mai văzut pe acolo? Nu, banii n-a jucat nimic, în fine, nici n-aveai ce să joci cu ăștia, că sunt țapeni, o echipă țapănă, așa. Arbitrajul ăla a lăsat de dorit, nu știu, în prima repriză cel puțin a fost de la greșel și de parte și de alta, nu mi se pare ok, cum a arbitrat băiatul ăla. Trebuie să ne gândim că acum ce e nasol, o să intre arbitrii în funcțiune. Noi până acum am fost lăsați să jucăm. S-a jucat pe bune și asta și da, când s-a jucat pe bune, noi n-am fost în stare să luăm puncte. Și acum, când sunt meciurile pe unghie de cuțit, o să vedeți că se bag arbitrii și o să fie destul de complicat. Vom vedea. Cu Dumbrăvița o să fie, eu știu, problematic, dar dacă câștigăm, suntem acolo, în plasă. Suntem pe felie. Dacă nu câștigăm, nu mai suntem. Gata. La revedere, am terminat. Suntem, lăsați-ne să ne pregătim de play-out. E clar. Se clarifică treburile. Acum urmează niște partide care pe care. Dacă pierzi, te-ai dus și gata. Mai joci pe undeva pe la Iași. Sunt câteva etape, trei etape care sunt clare. Dar asta, cel puțin asta cu Dumbrăvița, asta trebuie să bați. Nu bați, s-a dus. Nasol că noi nu avem, exact cum spunea și Unica Popoză, în ultimii 30 de metri acolo, nu prea avem cine, nu avem jucători care să facă diferența. Deci îl avem pe Pop ăla care e singur atacant din lot, care e atacant. Și nu e bun, adică nu e ceva extraordinar. E un jucător de Liga 3 la 29 de ani. Clar, nu mai zic nimica, punct. E, ce să faci, se putea și mai rău, da, dar omul nu înscrie. A avut un, la început, în primele 8 partide, avea 5 goluri marcate, ceva de genul, era ok, dar s-a stins, nu marchează și ați văzut, are niște faze în unele meciuri care te lasă cu gura căscat. Cum ratează. În fine, vom vedea. Așa e muncitor de ăștia să-i ducem la mistrie, că la unii le plac muncitorii, da? În rest, prin presă s-a discutat de Badea, i-a dat o replică acidă lui Răzvan ăla, RTZ-ul. În fine, nu mă interesează subiectul ăsta, pentru că mi se pare o cacearmă, mi se pare un război de la gen Rusia și nu cred că ar fi cazul să ne lăsăm păcăliți cu astfel de scenarii. Dacă se războie, să se războiască și vom vedea noi ce va ieși de acolo, cine este învingător și vedem care e treaba până la urmă. Ce mai fost interesant ca și știre? Fantastic Bombastic a ieșit la cu codiță și a spus că încearcă să mai facă el, să mai intrăm acolo la Arcul de Triunf, că la Giurgiu orice meci e în pierdere și că nu știu ce, păi dacă e în pierdere, de ce nu te-ai dus, mă, pe București, pe aici, pe undeva? De ce n-ai rămas la Clinceni? Fă dracu ceva, nu știu, în fine.
E, nu mai vreau să-mi bat capul cu ăștia, că după aia încep ăștia, bă, tu nu mai ai negativisme, spui că nu mai nu știu ce, că ești negativ, că nu ești din Amovist. Au început iar căcați ăștia de la peluză să mă atace. Ce mai fost? Neacodița a spus că încearcă puterii de tot și a zis că asta e o soluție. Deci arcul de triumf să continue pe el, eu nu cred că va reuși. Deci nu cred, mai ales după episodul ăsta în care s-au rupt 30 ceva sau 40 de scaune, așa, nu cred că, și scaunele alea, ci că sunt pe la undeva, pe la 11.000 de lei, costă prejudiciul ăsta. Deci, scaunele au fost rupte în peluza nemurimii acolo, pișerii, în peluză, la peluză, la băieții aia care vă ia banii ăia cu cheta ăia. Ei au rupt 30 de scaune și acum vă întreb pe voi, cine le plătește? Înțelegeți? Cine? Voi! Ăștia, fraiericii geamantani care plătiți, care dați bani. Voi, eu, toată lumea care dă bani pentru Dinamo și face o mișcare pentru Dinamo și asta dă bani pentru ei ca să rupă ei scaune, să plătească ei. Eu în situația asta și, băi, am fost și eu, v-am spus, pe stadion aici în Anglia. Băi frate, se urcă, stau și ea în picioare, dar stau în picioare, nu se urcă cu picioare pe scaune și nu țopăie și nu le rup. Înțelegi? Mai ales când știi că echipa e încăcat și vai de capul ei și n-are bani și așa de mai departe. Și mai ales când știi că ăștia o să găsească un din papură și să spună că nu ne mai lasă aici, că nu știu ce. Că s-a așezat o ață strâmbă și nu știu ce. Înțelegeți? Deci aici voi știați că se caută un din papură și v-ați dus și ați rupt scaune și panoramă ce ați făcut pe acolo. 30 și ceva de scaune și o să vină unii și o să zică că nu e adevărat, că e o cace al mașii, că nu știu ce. Nu e, vă spun eu că așa e, că am văzut ce maimuțe sunt acolo în peluza aia. Bă, erau și înainte, băi frate, erau înainte, dar înainte erau bânci de alea, nu erau scaune. Nu știu cum, dar dacă înțelegeți voi, dacă știți voi ce spun. Când mergeam noi la Nova Guardia și pe unde vreți voi și mergeam și ne... Eu știu, susțineam echipe, dar astea nu erau scaune pe locuri, erau bânci de lemn și ne urcam cu picioare, într-adevăr. Ne urcam cu picioare, țopăiam pe acolo. Băi frate, țopăiți voi frumos pe acolo unde se pun picioarele, mă, nu pe scaune. S-au schimbat vremurile, dracu, evoluează și maimuța, da, pe omul. Nu știu ce să spun, mie mi se pare grotesc. Mi se pare de tot căcatul și de prost gust. Chestia asta, cu să rup scaune, să fac, să vandalizez, să nu știu. Mai ales când știți cum e, că acum orice ban, orice leu, vin ăștia, vine Codiță, iar plânge însângerat, Doamne. Chiar Codiță a spus că a ieșit pe plus, că a ieșit cu, au fost 5700 de spectatori și că a ieșit pe plus și că-s mulțumit și ar vrea să vină aici în continuare, dar numai să vină lumea cum a venit cu Sepsi, că nu știu ce. Păi cine-ți vine pe la Dumbrăvița? Hai să fim serioși. Cine să-ți vine ție cu Dumbrăvița? Deși e meci important, dar vreau să spun, dar na. E mic important care ar trebui să fie toată lumea lângă, dar dacă o duci la Giurgiu n-are cum să vine lumea, că e departe. La București, da, faci treabă, vine lumea, într-adevăr. Dacă faci o revoluție iar, joci cu Dumbrăvița și nu reușești să ajungi pe la poartă și te primi jumătate de oră cu mingea și nu reușești să pui în pericol odată poarta, nu mai vine lumea, înțelegeți? Cam asta e treaba. Unii o să spună că nu, că asta nu-i suporterism, că suporterul trebuie să vină orice ar fi. Băi frate, terminați cu orice ar fi, că nu e așa. Înțelegeți? Că dacă Realul n-ar mai juca nimica sau Barcelona și-ar juca ca niște cizme, n-ar mai veni nimeni acolo, n-ar mai plăti aia sociosul aia banii și nici biletele și așa mai departe, n-ar mai avea nici abonați și s-ar duce lumea, s-ar căca pe ei. Asta e, n-ați văzut tot timpul, aduc cei mai buni jucători, tot timpul fac alea, uite ce vrei, asta e, așa se ține. Dacă vrei să ai suporte și vrei să ai fani în toată lumea, trebuie să ai și... echipă, să joace echipa, ca lumea. Zis, dacă la Real vine un antrenor care, cum a fost Mourinho, stătea și se închidea și nu știu ce, nu le convenea lor. N-ați văzut, a dus pe unul care să facă spectacol, să câștige, să facă. Cam asta e treaba. Așa a fost filozofia lor, sau la Barcelona, la fel. Echipe mari. N-ai cum să te gândești la altceva. Dacă nu poți să bați Dumbrăvița la 2-3-0, n-ai ce să faci. Nu mai vine omul, că ce dracu să vadă, se și chinuie nervii acolo, se și așa, te enervezi, îți vine să spași televizorul. Și e riscant să-l vezi și acasă. Mergi cu Dumbrăvița. Dom'le, cam asta e, în rest și cu Șerdean, cu ăștia, scandal, nu știu ce, am văzut în presă pe acolo, contre, ăla zice că nu știu ce, ăla nu știu cum, au venit cu renta viageră lui Hâldan, că nu știu ce, eu plătește Computer Land-ul, dar normal, nu știu ce, trebuia să plătească ăștia. Ba, de arată cu degetul
pe ăștia, pe actualii de slujbași a unuia și nu zice de cine e vorba pe la spate. Deci asta e problema, că eu vă spun acum, băi, vine Retezeu. Ce e echipalul ăsta, mă? E echipalul Zăvălanu? Nu e, mă, nu e a lui. Ce e echipalul ăla lui, cum îl cheamă? Lu Șerdan? Nu e domnul nici lui Șerdan. Deci nimeni nu poate să nu zice, bă, nevrocitule, bă, Șerdane, nu știu ce. Pentru că ăștia, cum zice, Iacob, cu ăștia, reprezintă pe cineva, nu? Și ei că s-ar fi dat acum cu Peluza și vor să dea o lovitură de stat și să preia echipa și ăștia să vină nu, niște noi patroni care, nu știu ce, să conducă pe banii noștri, ăștia, PCH și ăștia. Doamne, eu nu cred chestia asta, pentru că ăștia sunt și ei slujbași și cuiva, deci sunt al lui Negoiță, deci toate duc la Negoiță deocamdată. El s-a dat la fund așa, nu mai e nimic de nimeni de el, dar el e acolo. Și a văzut că nu i-a atins de mai nimeni, că a fost, că ce s-a făcut în, au spus ăștia că a fost cercetat într-un dosar, că cum s-a făcut insolvența trecută, că la, nu s-a întâmplat nimic deosebit, liniște și pace, dacă ați observat, pac, pac, a trecut echipa la coafor, gata, hau, nu mai e patron. Înțelegeți? Hai, veniți și cotizați dacă vreți fotbal, dacă nu închidem într-o vălie, și du-vă în căcat. Cam asta s-a întâmplat la Dinamo și acum e oribil ce se întâmplă, ce vom fi, ce ne va fi dat să trăim, nici nu vreau să mă gândesc. Dar vom trăi. Bucuroșul duce toate de pace de război. Cam așa zicem să cităm și noi din clasici. Vor veni vremuri grele, ca de obicei. Ne așteaptă în grei. Nu știu dacă vom mai ieși vreodată din căcănăria asta, dar să sperăm. Că odată cu stadionul, poate, eu știu, le scapă rămintea la unii, vor să facă din brandul ăsta ceva sau eu știu. Sper să nu se adeverească chestia aia cu vine Badea din Liga 4-a la 3-a, se unește cu ministerul și după aia vin ei și ei sunt Dinamo și noi nu mai este nimic și nu știu ce, în fine. N-aș vrea să văd episoade de-astea de căcat, pentru că ar fi o luptă care s-ar, v-am spus, s-ar pierde putere, s-ar pierde suporte și suporterii înseamnă putere. Cam asta e. Devenim din ce în ce mai mici, nu știu. Acum sper ca Florentin Petre să ne aibă dreptate, sper ca noi să putem să promovăm anul ăsta. Rămânem cu speranța. Ca și știrea, și ce s-a mai întâmplat? M-a mai atacat unii din Peluză, m-a venit unul, un peluzar și m-a făcut ăla, nu știu cum, că eu nu-s dinamovis, că nu sunt nu știu cum, a intrat pe dinamovis de elită. Și l-am trimis la plimbare. Păi a intrat el în privat și mi-a trimis un mesaj acolo, mi-a spus, băi, am vrut frumos cu tine, eu nu vorbesc frumos cu voi, mă, nu mai îmi pierd timpul cu voi. Sunt un om care am bun simț, dar când în momentul în care sunt atacat de hiene de astea și de panarame de astea, de oameni, nici nu stau de vorbă cu ei. Alte subiecte nu mai sunt așa, vom vedea ce se va întâmpla. Chiar sunt foarte curios. Modulul de aseară a fost interesant cu 3-5-2 ăla, sau hai să spunem un 3-5-1-2, 3-5-1-1, ceva de genul. Așa? Portarul n-a avut săracul nicio vină, Patrick e la fel, nu-l omorâți că n-avea ce să facă la faza aia și era gol clar acolo. Fără Patrick suntem haliți și trebuie să înțelegem că e un jucător determinant. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Aștept meciul ăsta să vedem ce se întâmplă. Mă cutremur când mă gândesc că jucăm cu Dumbrăvița și s-ar putea să iar să vedem de alea chinuială, nu știu ce era. Vreau să văd și eu o victorie de aia clară, un 3-0 așa, să mă facă să sper, să mă facă să visez. Dar e nasol. Vom vedea, fraților, cam atât am avut să vă spun. Doar Dinamo București este în noastră și țineți aproape, veniți pe canalul nostru pe YouTube, distribuiți materiale noastre, faceți ceva pozitiv dacă vreți ca noi să, vocea noastră să se audă. Dacă nu, asta e, stați în banca voastră, nu vă băgați la înaintare și Doamne ajută că să fie totul bine și să vedem Dinamo acolo unde a fost. Numai bine!